În sfârșit o zi cu soare, am zis să fac un experiment. Iau numai două panouri solare legate în paralel. Pe cel de jos l-am decuplat și să văd care e diferența dintre cele două regulatoare de încărcare pe care le am. Merge să vedem cu cât încarcă. Da, ăsta zice că ar încărca cu 4 amperi, să vedem dacă și minte. Adică am lăsat numai cele două panouri, am decuplat inclusiv panourile care le am la ferestrele astea alte. Zice 2 amperi, 2,18, zice ăsta, și ăsta alt îmi zice 4 amperi, cred că minte el, nu? Pe celălalt fir, 2,5 amperi, și zice 4 amperi. Bun, să cuplăm și alt regulator. Bun, l-am cuplat pe ăsta, cât de repede am putut, să nu se încline soarele la altă poziție. Și îmi zice așa, că bagă pe baterie 2, amperi. Baterie 20 de grade, de la baterie vine 12,4. De la panouri vine 18,4. Și mi-ar băga 3 amperi, dar s-au și dus un pic soarele în altă poziție. Bateria are 12,5, vine 18,4V și bagă 3A. Bun, fug repede să leg panourile în serie. Bun, am legat panourile în serie, cele două de sus, pe care bate soarele. Merem să vedem. Bun, am ajuns. Bateria 12,4V, vin 37,9V de la panouri și mă încarcă cu 2,9A. Măsurăm. Amperi, un fir, pe celălalt 1,15 și zice că vin 38V și încarcă cu 2,9A. Măsurăm încă o dată. Alt fir, 3,26. De la panouri vine 0,9, 1,25, respectiv 37V și îmi bagă 2,9A. Am prins bine, 2,8 pe un fir, pe celălalt 3,2. De ce MPPT-ul funcționează? De ce l-am legat numai 2 și n-am legat 3? Pentru că ăsta e pe
50 de volți, puterea pe care o poate primi, tensiunea, și dacă aș lega 3 panouri, mi-ar depăși 50 de volți. Bun, mă duc să fac legătura înapoi, să mai fac încă un experiment. (0.8, 1.3, 3.3, 2.65). Mă duc să le leg înapoi. Soare, tăie 3 panourile luminate legate în paralel. Am ajuns. De la panouri vin 17 volți, 4.3 amperi. Îmi bagă pe baterie. Să măsurăm. Bun. (12.6 volți bateria, 17 volți vin de la panouri, 4.2, arătăm ce arată. Și de fapt de la panouri vin 3.3, dar asta îmi bagă 4. Bun, să-l punem pe altul. Bun, l-am pus pe ăsta alt. Azi va mișcă de repede, pot să nu se schimbe poziția. Ăsta zice că bateria 12.3 volți și bagă de la panouri 6 amperi. Chiar 7. Zice el. Hai să și vedem. Deci la panouri vin 3 amperi și bagă pe baterie tot 3 amperi. Chiar 2.9, 3 amperi vin. 3 amperi vin, pe baterie bagă 3 amperi, și la panou ne arată că bagă chiar 7-8 amperi, deci minte de trăznește. Bun, concluzia e clară. Ăsta, chiar și cei 17 volți, reușește să crească amperaj, adică primește 3 amperi MPPT-ul și bagă 4 pe baterie. Ăsta, la alt, în schimb, nu minte că bagă 7 amperi PWM-ul, dar primește de la panouri 3 amperi, bagă pe baterie 3 amperi, cât primește, atâta bagă. Nu bagă nimic în plus. MPPT-ul crește. Deci, incontestabil, MPPT-ul este mult mai bun. Cam asta a fost. Mulțumesc. Am uitat să vă zic că n-am legat numai fix panourile de pe partea stângă unde bate soarele.